Republica Moldova este în pragul unei crize economice și energetice, iar rădăcina acestei probleme este prețul la gaze pe care îl importăm. Declarația aparține expertului economic Sergiu Ungureanu, care susține că contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom privind livrarea gazului semnat în octombrie anul trecut este cu multe lacune și trebuie regândit. La rândul său, expertul în cadrul comunității Watchdog, Valeriu Pașa, este de părere că vicepremierul Andrei Spânu trebuie să-și dea demisia, deoarece nu ar face față în funcția pe care o conduce. În cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la TV6, economistul Sergiu Ungureanu a declarat că prețul gazului rusesc livrat în Republica Moldova a crescut din cauza formulei de calcul. Noi astăzi plătim gazul deja cu $1,500 1000 de metri cubi. Asta este aproape la 30 de lei, plus tariful de aduce de la graniță până la fiecare consumator, el trece peste 36 de lei. Astăzi, tariful acesta de 23 de lei, el nu acoperă. Deci nu acoperă nici costul de procurare al gazului. Și deci ori noi băgăm în faliment Moldova Gaz în aceste condiții, ori să adună niște datorii, deviații financiare negative, datorii care mai apoi la iarnă va trebui să le achităm. Și expertul Valeriu Pașa susține că vinovat de situația privind plățile la facturile pentru gazele naturale se face vicepremierul Andrei Spânu, care la fel susține că rezultatul este formula propusă de acesta. Noi trebuie să înțelegem că dacă se ajunge la luna noiembrie, există acest contract în vigoare și se revine la acea formulă care este legată cu 0,7 de prețul la coșul petrolier și 0,3 la tariful sau la prețul pe piața liberă. Și culmea este că acest 0,3 va însemna mai mult decât 0,7. Deci domnul Spânu absolut nu face față în funcția care este. Eu cred că de mult trebuia să fie demis. Și șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, potrivit lui Pașa, ar fi trebuit de mult demis. Dar, spune el, nu este clar de ce Andrei Spânu nu a făcut acest lucru până în prezent. Contactat de noi pentru o reacție, Vadim Ceban nu ne-a răspuns la telefon. În acest context, Sergiu Ungureanu a declarat că contractul cu Gazprom trebuie renegociat. El a criticat și declarațiile autorităților care spun că după zeci de ani de dependență energetică de Rusia, a venit timpul ca Republica Moldova să se descurce pe cont propriu. Să spui astăzi că prețul pe care noi îl plătim este prețul independenței, este pur și simplu o ipocrizie, pentru că noi acest preț mare, cum spune ei, al independenței, îl vor plăti cetățenii de rând, din bugetul lor, chiar și cei care nu au gaz, chiar și cei care nu sunt conectați direct la sistemul de gaz, ei îl plătesc prin faptul că s-au scumpit lemnele, s-au scumpit bricheții, s-au scumpit tot cele și s-au scumpit și produsele, ceea ce observăm astăzi. Este un contract cel puțin cu multe lacune, dacă să nu spunem un contract foarte prost. Deci el trebuie regândit. La rândul său, expertul în cadrul comunității Watchdog, Valeriu Pașa, susține că negocierile cu furnizorul rus devin mai complicate din cauza unor condiționalități impuse de Moscova, cum ar fi amânarea implementării pachetului 3, dar și permisiunea staționării armatei ruse în Transnistria. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile precum că ar exista motive politice în cerințele Gazpromului de a plăti toate datoriile pentru combustibil acumulate din 1994. El a precizat că contactele de cooperare internaționale se desfășoară pe linia concernului rus. Am încercat să obținem un comentariu la declarațiile celor doi experți, dar consilierul vicepremierului Andrei Spânu, Alina Merlici, ne-a spus că nu comentează acest subiect. Șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj. În cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, vicepremierul a declarat că formula de calcul negociată anul trecut cu Gazprom este una bună, iar tariful la gaz pe care îl achită moldovenii în prezent este o consecință a prețului de achiziție. Totodată, el a precizat că, chiar dacă președintele Maia Sandu ar merge la Kremlin pentru negocieri, situația s-ar putea rezolva doar după anumite cerințe, fără însă a spune care anume. Conform contractului semnat în octombrie 2021, prețul gazelor naturale cumpărate de Moldova Gaz de la Gazprom se calculează diferit pe timp de iarnă și pe timp de vară. Astfel, în perioada 1 noiembrie, 1 aprilie, când consumul este mare, acest preț este determinat în proporție de 70% de cotația petrolului la bursele internaționale și în proporție de 30% de cotația gazelor naturale pe piețele spot. Iar în perioada 1 aprilie, 1 noiembrie, formula se inversează. 30% din preț se formează conform cotației petrolului la burse, iar 70% conform cotației gazelor naturale. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimul an, prețurile la gazele naturale au crescut cu peste 300%. În timpul iernii au fost oferite
oferite compensații pentru tarifele la gaz și energie electrică, iar din 1 aprilie acestea au fost anulate. Gavrilița a declarat că și în această iarnă vor exista programe țintite de susținerea unor categorii de populație. Anul trecut, contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz a fost prelungit pentru o perioadă de 5 ani. Acesta prevedea și efectuarea unui audit pentru stabilirea tuturor cauzelor care au dus la acumularea unei datorii istorice de aproximativ 700 de milioane de dolari. Procedura a rămas nemișcată după începutul războiului din Ucraina. În luna august, Moldova Gaz va plăti 1.458 de dolari pentru fiecare 1.000 de metri cubi de gaze naturale cumpărate de la Gazprom. Potrivit șefului de la Moldova Gaz, asta înseamnă cu 478 de dolari mai mult decât în iulie, când achitase 980 de dolari pentru aceeași cantitate. Urmarea scumpirii săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un preț de 22 de lei și 99 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaz. Noul preț va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.